Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Tatăl de Mare, miluiește-ne noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă pădelegele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Taci Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Așezământul acesta pentru cei ce cu credință, cu frică de Dumnezeu și pe blagit într-însul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Lui, pentru Sfânta Preoțime și Teatru Histos, diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru întreg popor drept credincios de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru acest așezământ cultural, pentru orașul acesta, pentru țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce credință vețesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să pogoare spre apa aceasta, lucrare și curățitoare de nevicele predivință, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să trimitei harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Care au
trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să ne luminăm noi, luminarea cunoștinței printre noi cea de o ființă Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Moșentare împărăției sale, prin gustare stropirea cu apa aceasta, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule, Dumnezeul nostru, cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea amară în apă dulce pentru poporul tău, și apele cele vătămătoare în vremea lui Elisei l-a vindecat, cel ce ai simțit apele Iordanului cu arătarea ta cea fără de prihană, însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Însuși acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Amin. Și fă-o să fie tuturor cel ce vor gusta și vor stropi cu ea izvorul de binecuvântare, tămăduire de boli, de patim, sfințirea acasului, izbăvire de orice lucrare potrivnică, văzută și nevăzută. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în veci nouă. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților, nevrednici slujitori ai tăi, și trimite harul preasfântului tău Duh peste acest un de lemn și îl sfințește, ca să fie spre sfințirea locului acesteia și a acestui așezământ cultural ce s-a zidit aici, spre alungarea tuturor puterilor potrivnice și a bântuielilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai binevoit a intrat sub guvernământul vameșului Zacheu și de acum dorești la Tatăl casa Lui. Însă și acum păzește nevătămați, Doamne, de toată răutatea pe cei care vor intra în acest așezământ cultural și care îți aduc ție rugăciuni prin noi nevrednicii, binecuvântându-i pe dânsii acest așezământ cultural și păstrând totdeauna viața lor nebântuită și dăruindu-le cu îndestulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție este cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care în cele de sus locuiești, pe cele smerite privești, Cel ce ai binecuvântat casa lui Laban cu intrarea lui Iacob și casa lui Pentefri cu venirea lui Iosif, Cel ce ai binecuvântat casa lui Abiadar prin aducerea achivotului legii și în zile venirii tale întru Hristoase, Dumnezeul nostru, ai dărui mântuire casei lui Zaheu. Însuți binecuvintează și așezământul acesta. Și cu frica ta întărește pe toți cei care vor lucra aici și îi păzește nevătămați de cei potrivnici și le trimite binecuvântarea ta din înălțimea locașului tău. Și binecuvintează și înmulțește toate bunătățile în așezământul acesta, în municipiul acesta și în toată țara ta. Că ție se cuvine a ne milui și ne mântui, pe noi Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune prea curată din Maicii sale, cu puterea ce ține viața sfăcătoare cruci, cu ale Sfinților Apostoli și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Se binecuvintează așezământul acesta cultural, prenunțele condele Sfinții din Sfăpire Pașaspă, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milosevirea care miliește măsurată și pirit de oameni al dimineață însă, la ta slavă crezând cu frică și cu tremur, care ești rob netremur, încuvinița ce-o aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru noi face ce-a fost asupra rugăciunii.
conducătorii orașului nostru și credincioșii noștri și toți care sunt de față. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzându-ne, Tata, mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nesustată milosevire, ca precum ai binevoit a primii rugăciunilor oblătăiești cu milosevirea ai vrincitați și alisei din cererile, așa și de acum înainte vrinciști, ascurind dreapta credință, dragostea cea către tine, cea către aproape, și într toate faptele cele bune și-au dobândit ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată rea întâmplare, dărindu-le pace și liniște și ne învrâncește pe toți. Totdeauna a grei și a cântat ție și cel frânșit al tău, Părinte și prea sfânt, își pune viață cătorului tău Duh, Dumnezeu cel slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Tătătorul nostru, de bine în vecii vecilor. Robilor tăi, Doamne, celor care au construit acest așezământ cultural, celor care au ajutat aici și sunt prezenți la această sfântă dumnezească slujbă, tuturor celor care vor activa și vor intra în acest așezământ cultural. Dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate, pace, binecuvântare și ajutor în viața lor, prosperitate materială, spirituală, duhovnicească și toate de folos pentru mântuire și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce dori, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină și și mântuire, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani. Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Să fie într-un ceas bun, nu? Doamne, sănătate.